O altă partidă interesantă mi se pare cea dintre Concordia Chiașna și Poli Timișoara. Practic Bănățenii ar avea nevoie de un egal astăzi la Chiașna, dar mi frică să nu joace chiar la egal și să o muște cumva în a doua repriză. Oricum pronosticul meu principal la această partidă ar fi un pauză sau final X o cotă de 1.80. Nu știu de ce văd o partidă cu goluri puține, probabil și un 0-2 goluri în meci merge foarte bine la această partidă. Eu personal aș mai juca și 1x03 goluri în meci unde nu știu ce cotă are și chiar un 1x pentru că nu-i vă pe timișoare în câștigători în acest meci. Voi ce părere aveți? Lăsați un comentariu, vă rog, baftă la toată lumea și câștiguri!